cu orice pandișpan sau orice chec, dacă îl strângeți, cum l-am strâns și eu mână, trebuie să-l aruncați. Părinte. Cel mai pufos blat de tort. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să vă prezint cel mai pufos blat de tort pe care puteți să-l faceți la voi acasă. Blat de tort, pandișpan, chec, ce vreți să-i spuneți voi, da? Haideți să vedeți ingredientele, rămâneți până la sfârșit, să vedeți toate detaliile necesare pentru a scoate acest blat de tort pufos. Haideți să vedem de ce avem nevoie aici. Eu prima dată am pregătit 6 ouă, da? Nu pot să vă spun mărimile LM, deoarece sunt ouă de la găinușile mele. Dar aici vă spun o lege nescrisă. La un ou se folosesc aproximativ 30 de grame de făină și 30 de grame de zahăr, da? Eu dacă am 6 ouă, am pregătit 180 de grame de zahăr, zahărul nu-l mai schimb, și 200 de grame de făină, da? Pentru că în funcție de făină poate să absoarbă mai mult sau mai puțin, ou mai mic, mai mare, mereu noi jucăm cu ele. Altceva. Deci aici sunt ingredientele de bază. Aici avem un plic de praf de copt. Plicul meu are 15-16 grame, îl folosesc pe tot. Un plic de zahăr vanilat și aici pun eu, că vreau, nu este obligatoriu, o linguriță de coajă de lămâie și coajă de portocală rasă pentru aromă. Și aici am pus sucul, o linguriță de suc de lămâie, da? Pentru ce? Pentru aros și pentru miros. Dă foarte frumos. Dacă nu vreți să puneți, nu trebuie să-l puneți. Aici o să folosesc, sunt aproximativ 30 de mililitri de apă călduță. Și cu astea spuse, ce mai am nevoie? De o formă, eu îl folosesc așa pentru tort, da? Aici avem forma mea, are 25 de centimetri de diametru. Voi, dacă vreți să faceți un chec simplu, îl puneți în tava de chec și vă iese un chec excelent. Folosiți o lingură de cacao la sfârșit, cum ați văzut la rețeta mea de chec. Dacă n-ați văzut-o, puteți să vă uitați și să pregătiți checul așa sau în felul celălalt, da? Cu astea spuse, eu în acest video, acum o să separăm albușurile de gălbenușuri, da? O să folosesc mașina, voi puteți să folosiți mixerul sau tot ce vreți. Haideți, separăm albușul de gălbenuș. Da. Ce nu v-am spus la început, ouăle de preferat la temperatura camerei și, cum vă spun la fiecare desert, să nu lipsească sarea, da? Aici, peste gălbenușuri, eu o să pun un praf de sare. Nu vi l-am prezentat la început. Haideți, fără să mai spunem, prima dată batem albușurile spumă, da? Hai! Ia uitați, dați așa să nu cazi. În ce hal au ajuns ușoare. Hai să vedem, poate cad. N-au căzut. Ce facem? Eu le separ așa, elegant, elegant, cu câtă eleganță. Îmi iau sarea, așa, îmi iau aici un praf de sare, da? Așa. Adăugăm aici gălbenușurile împreună cu zahărul, da? 6 gălbenușuri. 180 de grame de zahăr. Și le amestecăm până se formează o cremă. Ei, fiți atenți. Când am văzut că s-a format aici puțin crema, eu acum ce-i fac? Trebuie să cernem făina, da? Și cernem făina. Ei, am pus-o pe toate. Eu mereu îmi las puțină margine, vedeți? Îmi las puțină făină așa. Și dacă e nevoie, o adăugăm. Am cernut făina. Bine, puteam să le cernem pe toate odată, așa. Le adaug și pe ele aici, ca făină. Le trec prin. Așa, perfect. Acum, continuăm. După ce am pus făina, adăugăm apa călduță, da? Apă caldă la vreo 35-40 de grade. Îi adaug coaja de portocală și lămâie și sucul de lămâie. Cum v-am spus, eu îl pun pentru aromă și dă un miros foarte frumos. Și acum, așa, continuăm să le amestecăm. Le-am amestecat bine. Acum haideți să vă arăt cât de tare trebuie să iasă, da? Gata. Nu știu. Vă spun că am gustat. Haideți să vede, să vede că ai gustat. Să vede că am gustat-o? Da. Fiu echilibrat. Așa. Continuăm. Deci uitați. Jucați cu apa. Vedeți cam cât de tare mi-a ieșit așa? Jucați cu apa și cu făina să scoateți așa o compoziție. Acum ce facem? Îi adăugăm albușurile peste. Așa. Ce? Uitați, vedeți? Zici că e un bulgăre de zăpadă. Acum ce vreau să vă spun, pentru cei care nu știți, aici orice ar fi să nu băgați mixerul. Să nu băgați mixerul că ați omorât-o, da? Vedeți? Îl amestecați în ce de jos în sus. Eu gata. L-am făcut. Vedeți că să nu fie nici prea moale, nici prea tare. Vedeți cam ce textură. Și încă se vede de aici, vedeți rezultatul că o să iasă pufos, da? Imediat îl pune. Imediat nu. Acum, stați, nici nu opri. Eu curăț aici, da? Știți cum e, că cine împarte, parte și face mereu aici.
Abonează-te, prietenul meu gurman, dacă nu te-ai abonat la mine acasă. Imediat și dai un like și distribui cu prietenii tăi. Fiți atenți ce am făcut. Aici am pus o formă. Are 25 de centimetri de diametru, înălțime aproximativ 10 centimetri, cred că are. Eu am pus o hârtie de copt pe fund și am tapetat-o puțin cu unt pentru orice eventualitate, să fim precauți. Și acum punem încet compoziția noastră aici. Acum ce fac după ce l-am pus? Îl batem puțin așa, da? Să-l vibrăm, să se aranjeze bine, bine. Și îl introducem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, temperatură de sus și de jos, fără ventilație. Și vă arătăm unde. La distanța asta de jos, dar nu-l bag la jumătate, ca să nu mi se coacă prea mult de sus. Dacă aveți aragaz doar cu gaz, doar de jos, îl puneți la jumătate. Eu o să-l pun în partea de jos și las 40-45 de minute. O să vă spun exact cât timp l-am lăsat, da? Stați să-l aranjez așa cum îmi place. Vedeți unde l-am lăsat? Și acum ce vă recomand? În primele 20 de minute nu mai deschideți ușa la cuptor, orice ar fi, da? Orice ar fi. Ușa închisă la cuptor. Haideți să vedem ce scoatem de aici. Gata, prietenarii mei gurmanzi, fiți atenți. Cei care nu știți, eu am făcut proba cu scobitoarea, da? Cuptorul meu coace foarte bine. Eu l-am lăsat astăzi doar 40 de minute. Acum îl las 5 minute să se odihnească puțin. A sosit vaccinul anti-COVID. Gata, s-a recurit 2-3 minute. Îl desfacem. Așa. Gata. Prima dată am scos aici, da? Nu oprite, rog frumos, să vedeți cum procedez eu, așa, ca să nu dea înapoi acestul. Eu îl pun pe un grătar aici și îl întorc cu fața în jos, așa. Îl întorc aici cu fața în jos puțin. Uleu, ce arde, să nu faceți ca mine. De ce fac acest lucru? În așa fel, vedeți, asta e partea de sus, blatul nostru de tort rămâne drept aici și după aceea nu mai e răbdare înapoi. Să-l las să răcească de tot. Fiți atenți cât de pufos este. Ia uitați. Încă ceva. Dacă vreți să crească mai mare, eu am doar o tavă de 25, puneți-l într-o formă de 20 și îl faceți și mai înalt. Dar uitați, așa, blat pufos, mai greu puteți să faceți acasă, prietenii mei gurmanzi. Ia uite. Și încă ceva. Cu lămâia și cu aromele care le-am pus, perfect pentru un... Astăzi nu o să fac tort, doar vi l-am prezentat. Îl dau copiilor ca și pe chec. Și îl tai așa, să vedem ce am scos noi aici. Ia uitați-vă înăuntru. Ia uitați-vă la el. Uitați-vă. Burete, burete. Hai cu unul. S-a deschis înapoi. Cu orice pandișpan sau orice chec, dacă îl strângeți, cum l-am strâns eu mână, trebuie să-l aruncați. Fărâmițe cu fărâmițe. Uitați-vă la el. Ia uitați. Și uitați-vă ce culoare are, nu mai zic de miros. Da? Haideți, probăm și cu ăsta să-l strâng în mână. Prietenii mei gurmanzi, au un nebunit. Lasă-l un pic, lasă-l un pic să scoate. Facem așa, îl scuturăm. Da, eu fac probe aici la mine acasă, fac ce vreau, știți? Ia uitați. Uitați ce probe am făcut. Nici o urjumă, nimic. A ieșit înapoi blatul de tort. Prietenii mei gurmanzi, probați și voi la voi acasă și faceți un tort cu această rețetă, da? Este foarte gustos și cel mai pufos blat de tort sau pandișpan pe care puteți să-l faceți la voi acasă, prietenii mei gurmanzi. Vă pup și ne vedem într-un nou video. Haideți să vedeți ce făină am folosit eu astăzi, că astăzi chiar am folosit o făină românească. M-am dus și am cumpărat de la magazinul românesc. Aceasta este făina pe care am folosit-o eu astăzi, da? Este o făină 00, dar aici vreau să vă mai dau un mic secret. Cu cât procentajul de proteine al făinii este mai scăzut, cu atât blatul vostru crește mai mult, da? Nu trebuie să folosim făină de forță cum punem la cozonac sau la beure cu turcesc, care l-ați văzut, da? Aici. Un nou, într-un nou, dacă jucați cu făina, este ok. Făina mea avea 10, 10 și ceva, cred că are făina 00, da? Cu aceste spuse, mă despart de voi încă o dată. Haideți, vă pup!